pentru că intervine o clar viziune puternică. Uh-huh. Te acaparează absolut tot din jur. Uh-huh. Tot, tot. O bucurie care ea a mers așa pas cu pas, uh-huh, într-un mod destul de fin, uh-huh, până când am ajuns în fața ghidului, uh-huh, pe care a fost necesar să îl accept, să-l înțeleg. Suferim aici, da, din prisma atașamentelor. Corect. Dincolo suferim din prisma, îmi place mie să spun, planului pe care l-am avut, mm-hmm, împreună cu Dumnezeu înainte să venim pe, mm-hmm, pământ. Mm-hmm. Bună ziua, dragilor, și bine ați venit la un nou episod al podcastului Excelent de Bine. Astăzi suntem în data de 13 ianuarie. Am păstrat decorurile încă de Crăciun, pentru că în această seară, pe stil și pe rit vechi, eu voi sărbători venirea noului an. Așa este tradiția în Serbia, noi mergem pe calendarul vechi. Însă, asta doar ca să vă explic de ce avem acest decor frumos, un pic așa discret. Însă, am un invitat astăzi care are o poveste foarte interesantă și din punctul meu de vedere specială, pentru că după ce a trăit un anumit eveniment pe care el ni-l va povesti, viața lui a luat o cotitură, sau nu neapărat viața, dar înțelegerea lui despre viața și modul în care privește viața s-a schimbat în mod substanțial. Antreprenor, pe de altă parte, deci nu se ocupă neapărat ca și profesie de dezvoltare personală, dar a îmbrățișat acest domeniu tocmai ca urmare a acestor evenimente de care a avut parte în viața lui. Așa că în această seară l-am invitat pe Horațiu Kiș. Bine ai venit, Horațiu, și îți mulțumesc că ai venit. Bine te-am găsit și la mulți ani. Mulțumesc. Să ai parte de un nou an excelent de bine. Așa să fie. Prosper. Așa. Și revelator. Așa să fie. Tu mi-ai povestit un pic despre povestea ta, dar vreau și cei care ne urmăresc să afle povestea ta, ce s-a întâmplat, de unde ai plecat, cine erai și cine ești tu astăzi, de fapt. Cum ai pornit spre aceste căutări? Pentru că mi-ai povestit foarte mult de căutările tale, de zonele unde ai pătruns, să spun așa. Da, cumva de mic mie mi-a plăcut patinajul, astfel încât așa am patinat în mai multe, uh-huh, în mai multe zone, pe mai multe direcții, uh-huh, care m-au ajutat să prind o experiență și să văd lucrurile la mai multe grade, nu a rămâne, uh-huh, fixat într-o anumită direcție. Pot să spun că eu am avut o copilărie foarte frumoasă, foarte fericită în Sibiu. Am trăit primii 26 de ani la Sibiu. Am avut parte de o familie numeroasă, uh-huh, eu venind dintr-o zona mai austro-ungară, așa, să zic. Pe parcurs, cumva, mie nu mi-a prea plăcut foarte tare să merg pe tipare clasice, astfel încât școala nu m-a prea satisfăcut, eu vrând mult mai mult de atâta. Așa. Am ajuns să mă regăsesc în muzică. Muzica pentru mine a fost terapie. De ce spun asta și plecăm de aici unde o să ajungem? Adică o să fie cumva diametral opus. Așa. Am plecat de la interpretare, compoziție, uh-huh, textier de muzică hip-hop. Uh-huh. Am fost primii trei în domeniul hip-hop, uh-huh, în România. Doar că
Eu nu am fost atât de cunoscut. Așa. Tot timpul m-a prins și mă prinde în continuare latura artistică. Este o zonă preferată a mea. Spun pentru că a fost terapie, deoarece constat acum după mulți ani că ceea ce am făcut atunci vis-a-vis de interpretare, vis-a-vis de mesaje, nu aș mai putea să ascult ceea ce am făcut. Mesajele și manifestările pe care le-am avut sunt total opuse, dar ele au fost binevenite. Ele au fost pe un fond destul de negativ. Îmi dau seama că au funcționat foarte mult în baza anumitor entități mai puțin plăcute care m-au ghidat. Însă... Da, știi cum e, până la urmă, până nu cunoști opusul, nu știi nici partea cealaltă. Exact. Ca să le cunoaștem, trebuie să le cunoaștem pe amândouă. Exact, așa este. Muzica m-a adus în București, fiind cumva în zona de a compune mai departe, de a interpreta, însă lucrurile au luat o întorsătură radical opusă. Cineva mi-a recomandat, știind că mă pricep la vânzări, eu fiind de mic cu bunica mea de la Deva, mă ducea la Timișoara, tu fiind din Timișoara, mă ducea pe la Jimbolia, pe la Deta să cumpărăm și să vindem și să așa, cumva a intrat în sânge. Corect. Bun, am devenit cumva și pe partea asta cu vânzări și mi s-a propus să fac vânzări pe partea de ferestre. Am fost introdus într-un atelier unde se lucra și am zis după 2 săptămâni, nu, eu sunt artist, ce caut eu aici? Însă cel pentru care lucram atunci mi-a zis, du-te și caută, du-te, plimbă-te în București, du-te și caută lucrări. Astfel încât eu am interacționat cu oamenii, iar pentru mine este foarte important să interacționez cu oamenii. Și am ajuns să dezvolt până la urmă o afacere proprie pe partea de ferestre. Eu sunt un pic atipic pieței din România, deoarece nu mă las așa dus de val de a face lucrări doar de dragul de a face, doar de dragul de a lua bani. Așa. La mine este foarte necesar, cred că vine cumva din sânge. Așa. Îmi doresc foarte tare să existe o corectitudine foarte, foarte riguroasă și să ofer clientului ceea ce mi-aș oferi mie. Dacă nu aș oferi asta, sufletul meu ar fi răvășit, să zic. Și probabil din acest motiv nici nu mă consider un antreprenor de foarte mare succes. Așa, da. Însă mă pot declara un antreprenor mai riguros și mai corect cu ceea ce ofer. Ajungând cumva la ceea ce spuneai tu mai devreme vis-a-vis de întâmplarea întâmplării. Așa. Eram în anul 2012 într-un șantier a unui doctor care nu și-a dorit deloc să protejeze golurile, scările care duceau în gol. În gol, așa. Eram o armată de oameni în acel șantier și eu sunt genul de persoană care simt nevoia să fac și eu, să pun mâna. Să pui mâna și tu, corect. Nu doar să mă uit și eram foarte atent la oamenii care duceau ramele de ferestre pe pozițiile care trebuiau așezate. Și atât de tare eram concentrat la ei, încât la un moment dat, eu fiind cu unul dintre băieți, ducând o ramă foarte mare,
la un moment dat am simțit că nu mai aud, după care și aud, dar nu mai văd, văd, dar simt așa o... ca parcă mă lua așa un vortex, parcă intrăm într-un soi de vortex, într-o altă energie. Vortex e mult spus, vortexul este mult mai profund, mai puternic, îl simți. Și simțeam cum parcă cineva mă împinge, mă împinge așa de la spate. Astfel încât am ajuns să cad în gol, prinzându-mă de rama pe care o duceam, cel care, cu care eram, ținea cât a putut. La un moment dat eu nu am mai putut să mă țin cu mâinile și am căzut în gol pe niște scări care erau cumva pe semi, așa, pe înspre stânga. Înspre stânga însemnând scările care duc pe semi, așa, înspre stânga, înseamnă o evoluție spirituală. Care duc în partea dreaptă, înseamnă o involuție. Eu nu știind la acel moment... La acel moment era un antreprenor simplu. Da. Așa. Eram... așa, și am căzut în picioare pe acele scări, doar că acele scări fiind cumva, nu aveam cum să mă stabilizez pe ele, am căzut în gol. Deci practic am căzut de la... Deci ai căzut, te-ai oprit și ai căzut. Și am căzut, da, am căzut de la 6 metri, m-am oprit la 4 metri și de la 4 metri am căzut, ai căzut pe betoane, foarte mult pe umărul drept. Asta înseamnă când ai... daune pe partea dreaptă înseamnă curățarea karmei din partea tatălui. Asta ai descoperit acum, adică pe parcurs, acum știi cum e, după acel eveniment și pătrunzând în, sau în trezindu-te, hai să-i spun așa, între ghilimele spus, acum găsești și explicații că nimic nu este întâmplător, de fapt. O, da. Ai căzut și ai pierdut cunoștința. Da. Dar care, de fapt, era o călătorie. Exact. Însă, păstrăm un pic partea de călătorie. Așa. Pentru că ceea ce ai spus mai devreme este perfect valabil. Dar, cumva, eu știam de dinainte că se va petrece. Îmi amintesc că eram cu mama mea în Sibiu, mergeam pe stradă. Și avusesem noi, chiar nu mai știu ce discuție, dar rețin foarte clar mesajul pe care l-am transmis. Hai mai mamă, oricum eu până la 33 de ani nu mor. E, când i-am spus mamei mele care mă iubește, mi-a spus, ce vrei să spui, Horațiu, cu asta? Adică ce înseamnă la 33 de ani, ce se întâmplă? Eu, neștiind la nivelul conștient la acel moment de ce urmează să se întâmple, însă dincolo... Da, ceva intuitiv îți spunea exact, că... Exact. S-a petrecut la 33 de ani, pe data de 10 ianuarie, noi fiind pe 13 ianuarie. Deci cu 3 zile în urmă, cum ar fi. Da. Așa. S-a petrecut la ora 10 dimineața. Am studiat chiar de curând acel moment și acel moment a fost fix pe o energie a morții, a transcenderii. De regulă, cei care pleacă din această lume pleacă pe acea energie a transcenderii, a tot ce s-a petrecut pe pământ, revenind la acea clipă. Acea clipă. Am căzut pe betoane, timp de 4 minute am fost dincolo, am fost acasă. Îmi place mie să spun că... Așa spun și eu. Da, frumos. Acasă cu gașca mea divină. Așa îmi place să le spun, gașca mea divină. Pentru că este o
este ceva aparte. Ce ai perceput în acele clipe? Știi că oamenii descriu tot felul de, să zic așa, experiențe. De la tunele, la lumina, la... cum a fost experiența ta? La mine a fost altfel. Nu a existat niciun tunel, nici o lumină. Însă a existat experiența traversării pas cu pas a așa numitei... Nici nu mai îmi vine să spun moarte, pentru că moarte, prin... cuvântul în sine este atât de încărcat cu aspecte negative și un atașament atât de grosier încât mie nu mai îmi vine să spun moarte. De fapt, există o reîntoarcere acasă. Ți-aș fi făcut cumva un desen cu infinit. În acel infinitul este foarte, foarte, foarte elocvent în ceea ce există în noi, în ceea ce traversăm noi, pentru că noi venim, plecăm, venim, plecăm, venim, plecăm. Practic am trăit fiecare moment al trecerii în lumea de unde noi venim, de unde am fost creați. Dacă vrei și îmi permiți, pot să punctez aceste momente. Primul moment este unul în care nu știi unde ești, este negru tot, nu se înțelege. Imediat după aceea apare o panică, ca un soi de panică. Ulterior începi să înțelegi, practic pas cu pas tu ești ridicat de la o octavă la alta. Așa. Și începi să înțelegi. Practic, ți se și șoptește cumva într-un mod telepatic și asta tind să cred că îți șoptește chiar ghidul fiecăruia cu care m-am și întâlnit, dar ajungem și la el. Îți șoptește, te îndrumă, te ghidează pur și simplu și îți spune că tu ai plecat. Tu nu mai ești. Și atunci apare încă un sentiment de atașament față de pământ, atașament față de oameni, conștientizezi. Poate, acum dacă ne-ar urmări domnul profesor Dulcan, poate că ar râde un pic, dar... Și sunt experiențele individuale și personale și fiecare folosește limbajul lui, pentru că nu avem un limbaj universal prin care să definim anumite emoții, trăiri, sentimente pe care le avem, nu numai în asemenea momente, ci de 30 de ani țin cursuri și te felicit. Mulțumesc. Și de fiecare dată când pătrundem în lumea subconștientului și când începem să lucrăm cu noi și cu partea creativă și imaginativă și începem să percepem informația, de foarte multe ori o percepem, știm despre ce este vorba și în momentul în care te întorci în lumea obiectivă și vrei să descrii, descoperi cât de dificil este să descrii acea frumusețe care ai perceput-o și o percepi acolo, pentru că nu ai cuvinte, nu avem cuvinte. Cuvintele noastre se raportează de cele mai multe ori la lumea care ne înconjoară, nu și la lumea interioară. Și atunci ne străduim să traducem. Și atunci fiecare traduce în modul lui. Așa este. Ai spus perfect. M-ai ajutat pentru ceea ce urma să spun mai departe. Da, cel mai bine este să spui cu cuvintele tale, da. Fiind cumva prins în acea conștientizare al atașamentului, apare un moment definit în lumea noastră ca timp, pentru că doar în lumea noastră există timp, un fel de
atât de mult mi-aș dori să mai am 2 minute. Dă-mi, Doamne, 2 minute. Așa. Să mai pot să spun un mesaj la fiecare persoană în parte. Dă-mi 2 minute. Dar pe care nu ți le dă. Pe care nu ți le mai dă. Tocmai din acest motiv eu, de la acel moment, m-am învățat să spun absolut tot ceea ce este. Și înainte spuneam, dar în orice relație, chiar dacă pare un mesaj dureros, chiar dacă, doar că orice mesaj pe care eu îl transmit, dacă pare dureros, îmi cer iertare. Corect. Dar știi că uneori adevărul este neplăcut. Exact, este neplăcut. Dar este necesar. Și este necesar să-l transmit eu în primul rând, pentru a nu-mi părea rău după aceea. Acea dorință, dând, Doamne, 2 minute, a schimbat ceva acum în viața ta de zi cu zi? Tot. Tot, pentru că nu mai îmi pare rău acum. De în momentul în care eu simt să mă manifest, dacă simt să mă manifest de tine acum, față de tine, într-un mod, și aici manifestarea este necesară, să o înțelegi. Corect. Să te cizelezi, să te rafinezi. Este foarte importantă rafinarea propriei tale energii. Căci dacă eu încep să mă manifest acum într-un mod extra grosier. Așa. Nu este plăcut. Însă, cumva am învățat și asta, să îmi rafinez energiile, ajungând la o altă etapă pe care, dacă ne ajută timpul, o să o discutăm. Da, timpul obiectiv. Pe care... Exact. Ok, deci ai avut această schimbare, dar hai să continuăm povestea, știi? Suntem încă acolo, ești încă acolo. Dumnezeu nu ți-a dat 2 minute. Și ce s-a întâmplat apoi? Adică... Dumnezeu mi-a dat ceea ce... Mi-ar plăcea să dăruiască fiecare persoană în parte. Așa. Bine, nu cum eu am trăit, pentru că a fost cumva foarte dur ceea ce am trăit eu. Nu vreau să discut despre accident prea mult, pentru ce dureri, doar exact. De fapt, despre concluziile. Concluzii. Corect. Că nu degeaba te-ai întors. Exact. Da, da, păi m-am întors prin... și o să explic de ce. Dar mi-aș dori ca toată lumea să înțeleagă, și am înțeles de ce nu se dăruiește la toată lumea asta. Pentru că este necesar chiar să existe o pregătire. Pentru că la întoarcere există o discrepanță enormă pe care este necesar să o gestionezi. Și cu greu faci față. Pentru că intervine o clarviziune puternică. Te acaparează absolut tot din jur. Tot. Și din acest motiv, probabil, și acei clar văzători care sunt în pustietate, ei nu sunt degeaba acolo, pentru că au nevoie să se curețe, nu să stea în permanență invadați de... Da. În traficul ăla infernal. Exact. Da. Bun. Acele 2 minute care nu mi le-a mai dăruit, de fapt mi-a dăruit supremul pe care îl consider adevărul suprem. Am trecut mai departe, înțelegând că nu mai este necesar să fiu atașat de pământ, și am început să simt bucurie. Am început să... Deci există această transformare, cum ar fi. Exact. O bucurie care ea
a mers așa pas cu pas, uh-huh, într-un mod destul de fin, uh-huh, până când am ajuns în fața ghidului, uh-huh, pe care a fost necesar să îl accept, să-l înțeleg. Pentru că ne este foarte ușor, știi, să zicem, am un ghid spiritual, am un ghid de oricare. De oricare. Însă, atunci când îl ai cu adevărat, ce faci? Avându-l, fiind deja într-o altă energie, ajungând în cu totul și cu totul altă energie, acolo, practic, am trăit acea numită judecată de apoi. Care acea judecată de apoi nu este conform spuselor bisericii și frica care o induc enoriașilor. Este pur și simplu un moment în care tu te întorci, spiritul tău se întoarce în fața spiritului tău. Așa îmi vine să spun acum. Spiritul în fața spiritului tău. În oglindă. Și atunci ție ți se dă cumva, există o memorie pe care o trăiești pe pământ, care este acolo sus. Îți este redată, o conștientizezi, identifici ce nu a fost bine. Identifici părți care, de fapt, noi avem impresia că pe durata vieții pe cât trăim, noi suferim enorm. Așa. Însă noi suferim în baza atașamentelor. Real, real, noi suferim mai puțin. Suferim aici. Da. Din prisma atașamentelor. Corect. Dincolo suferim din prisma, îmi place mie să spun, planului pe care l-am avut împreună cu Dumnezeu înainte să venim pe pământ. Practic, suferim, avem partea de învinovățire pentru că nu am reușit să îndeplinim părți din planul pe care l-am stabilit împreună cu Creatorul nostru. Ajungând să înțelegi totul, apare o energie și mai frumoasă și mai armonioasă, plină de o fericire și mai așa profundă și o iubire pe măsură. După care ești ghidat, ești dus. Eu am fost dus în fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu, în fața lui Isus. Așa. Apropo, știi că Isus a fost până la 30 de ani și de la 30 de ani până la 33 de ani a fost Hristos. Pentru că la 30 de ani el a făcut botezul și din momentul botezului a intervenit Hristos, adică spiritul care putea să susțină ce urma să se petreacă. Și spiritul Hristos nu putea să mai țină mai mult de 3 ani, pentru că era o forță mult prea mare ca să rămână în corp. Revenind, fiind în fața, de unde știi? Pentru că apare întrebarea, dar de unde știi tu că ei erau, cum ei văzut? Corect. Energie de lumină. Era o energie, de unde i-ai cum i-ai putut distinge? Exact. Îi poți distinge pentru că ei îți dau voie, ei îți permit, existând o comunicare la nivel
telepatic, totul este telepatic, nu mai există. Da, nu mai există corp, nu mai există corzile vocale, nu mai există. Exact. Așa. Totul este simțire. Uh-huh. Și așa știi. Uh-huh. Dacă corect. Eu am fost mințit și eu vă mint. Exact, exact. Da, asta nu este cred. Experiența ta, ai lui Horațiu. Exact. Și știi cum e, adunăm experiență, că sunt foarte multe experiențe ale oamenilor. Sunt Universitatea din Virginia care urmărește de 50 de ani, de exemplu, și face, mă rog, urmărește din punct de vedere științific și moartea clinică și întoarcerea și dacă sunt, nu sunt viețile anterioare, reîncarnări și așa mai departe. Este un departament în cadrul Facultății de Medicină. Așa că au o culegere, da. În 50 de ani au strâns destul de multe informații. Da, știu, mm-hmm. știu, da, și e mm-hmm. foarte bine că... Da, și așa, adică așa că este cineva care adună toate adună, astea. Da. Și sunt experiențe individuale. Clar, adică nu există neapărat un pattern, chiar așa trebuie să fie. Există experiențe comune, că de aia te-am întrebat de tunel, de una de altă, e o experiență comună pentru foarte multe persoane, dar nu este la toți. Așa este, este da, da. Am fost și eu atent la persoane care uh-huh. au experimentat și uh-huh. mi-am dat seama de aspectul uh-huh. ăsta. Și care este, a fost mesajul? Au fost două mesaje. Uh-huh. Trei, aș putea spune. Uh-huh. Primul mesaj a fost a fost foarte frumos că mi s-a redat viața pe care noi o trăim, pe care noi uh-huh. am ajuns să o trăim. Și acum poate veni întrebarea, da, bine, da, noi știm ce am trăit. Ce. Uh-huh. Da, da, da. Însă, fiind acolo, o conștientizezi un pic altfel. Uh-huh. O conștientizezi mult mai profund. Uh-huh. Îți dai seama uh-huh. de mult mai multe subtilități, pentru că uh-huh. noi suntem o energie subtilă. Așa. În multe situații. Uh-huh. Și a fost așa ecranat totul. A fost o... ca și când ar fi fost pe un ecran imens, unde doar asta am văzut. Da. Și în paralel mi s-a arătat varianta care puteam să o trăim. Uh-huh. Varianta care puteam să o trăim a fost cumva un fel de troc. Dacă noi am fi acceptat așa numitul troc, așa. Noi am fi fost mult mai... mult mai evoluați, pentru că în primul rând nu se pierdea aspectul ăsta de a dărui. Există și legea dăruirii oculte, care este foarte frumoasă. Bine, ar dura mai mult să discutăm despre asta. A dărui, în momentul în care dăruiești, este o manifestare interioară din suflet care te deschide. În momentul în care primești, pentru că trocul este de a dărui și a primi, îți dorești să dăruiești, dar îți dorești să și primești. Uh-huh. În zilele noastre, a dărui vine bazat pe niște condiții, îți dăruiesc pentru că la un moment dat voi avea nevoie de tine sau îți dăruiesc pentru că așa tu îmi vei face niște servicii. A primi și aici este o mare problemă, pentru că în zilele noastre este destul de dezechilibrant modul ăsta de a dărui și a primi și, a primi. Iubirea. Da, a, și iubirea. Da, 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 da. Așa este. Dacă noi nu am fi atașați, căci practic mi s-a arătat că noi ne-am atașat de bani. Uh-huh. Energia materială. Și acum și tu și eu, da, adică uh-huh. tu poți să vii să spui, da, Horațiu, da, tu ești totuși un antreprenor, ești în energia... Da, corect. Corect? Ce cauți aici? Da, așa. Din 2012, de când s-a petrecut uh-huh.
acest eveniment. Acest eveniment. Eu nu mai sunt omul de vânzări care intram pe geam. Uh-huh. Mă pot declara un rechin așa din trecut care s-a dizolvat, s-a transcens. Și cine ești tu astăzi? Sunt cel care oferă servicii celui care într-adevăr are nevoie de ferestre. Așa. Cu adevărat de calitate. Cine nu... Nu mai fac vânzări. Adică nu mai stau să te conving. Lucrează să te vânez, cu mine. Da, exact. Da. Lucrează cu mine că eu sunt ăla cel mai bun. Crede-mă, eu îți ofer cel mai... Nu. Dacă vine, vine. Dacă nu, înseamnă că nu este pe aceeași rezonanță cu mine. Și atunci, cumva, partea materială este într-un mod mai echilibrat, pentru că nu mai forțez eu, nu mai încalc eu liberul arbitru, nu mai mă duc eu. Las lucrurile să vină așa cum Dumnezeu își dorește să se manifeste prin mine și își dorește să se manifeste prin cel cu care interacționez. Așa. Al doilea mesaj care a fost... care ăsta este cel mai frumos, de așa, fapt. Iubirea este singurul adevăr care există pe pământ. Stop. Ce e iubirea? Cum mă pot eu manifesta în iubire? Când știu că iubesc, când știu că mă iubește și o mulțime de invazie de întrebări de genul acesta. Ce este iubirea, de fapt? Corect. Iubirea este ceea ce Dumnezeu mi-a dat să trăiesc și să înțeleg că atâta timp cât Dumnezeu îl iubește și pe cel care manifestă o crimă, care manifestă și acel moment în care îl ia pe un copil proaspăt născut sau la 2 luni, la 3 luni, care aici este un alt aspect. Cine, de regulă, cei care vin pe pământ, sufletele care vin și stau puțin, sunt acele suflete care și-au luat viața într-o altă viață și mai aveau de trăit și nu au făcut... Mai un rest. Restul ăla nu l-au. Da. Așa. Dar Dumnezeu nu este vinovat. Dumnezeu avea un plan cu tine. Avea un plan cu sufletul tău. Dacă tu judeci, planul lui Dumnezeu este fix problema ta. Corect, așa. Și Dumnezeu înseamnă acel deja... acel clișeu care există acum, iubire necondiționată. Ce înseamnă, de fapt, iubirea necondiționată? Eu sunt într-o relație cu tine. Cum mă manifest eu față de tine? Cum mă raportez? Dacă eu mă raportez la tine pentru a primi ceva de la tine, pentru a aștepta ceva de la tine, o manifestare de iubire pe care eu consider că ar fi iubire, așa, asta arată, de fapt, o hrănire a ego-ului. Și atunci noi nu suntem în iubire. Atâta timp cât tu aștepți de la mine sau eu aștept de la tine ceva și nu mă manifest pur și simplu, pentru că dacă Dumnezeu mă iubește pe mine în ceea ce fac, nerespectând cele 10 porunci. Spun sincer, am vrut să îți aduc cele 10 porunci și să extragem și să discutăm pe fiecare în parte. Data viitoare, probabil. Ar fi fost foarte frumos, pentru că constați acolo multe aspecte foarte... Da, așa este. Aici este, de fapt, iubirea adevărată. Ăsta este adevărul. Câți dintre noi trăim în adevăr?
Să nu mai folosim neapărat cuvântul iubire. Uh-huh. Care este adevărul? Uh-huh. Ești tu un adevăr față de mine? Sunt eu un adevăr față de tine? Sunt eu corect față de tine? Bun, dacă nu sunt corect față de tine, îmi cer iertare și îți mulțumesc pentru că m-ai adus să înțeleg asta. Dacă eu mă revolt, înseamnă că nu vreau să înțeleg și înseamnă că nu sunt în iubire. Și acolo ne-am scindat. Și care a fost al treilea mesaj? Al treilea mesaj a fost eu nu am mai vrut să mă întorc. Pentru că iubirea pe care am trăit-o acolo a fost una... Wow! Însă Iisus, foarte drăguț el, cu care eu am o relație foarte frumoasă de altfel, îmi zâmbea așa... Bine mă, și tu de unde știi că-ți zâmbea? Cum l-ai văzut că-ți zâmbea? Știi? Așa l-am văzut eu, exact. Punct. Așa l-am perceput. Da. Exact. Zâmbind, du-te, pentru că ai de transmis oamenilor. Ai de împărtășit. Nu vreau. Îmi zâmbea și ce crezi că s-a petrecut? M-a coborât pe energia de atașament. Cuplându-mă cu energia de atașament, automat s-a făcut switch-ul în am dori să mă întorc pe pământ. Și aici vine și fix cu ceea ce tu predai de atâția ani, în care sunt sigur că te-ai lovit de asta, dorința, cât de puternică este dorința. Dacă dorința ta este una foarte mare, dar în sens pozitiv, este perfect și pentru sufletul tău și pentru sufletul celor cu care te manifesti. Și atunci m-am întors. Întorcându-mă, am reînvățat să merg. Pentru că nu mai știam să merg. Fiind în șantier, oamenii aceia încercau să mă ducă să... Am stat să mă readun. A venit ambulanța, am mers pe picioarele mele până la ambulanță. Acolo îmi venea să-i spun celei din ambulanță care îmi cerea datele. Îmi venea să-i spun ceea ce eu am trăit. Cineva din spate îmi spunea să tac, pentru că nu este în regulă să fac asta. M-a pus să stau pe targă. Am adormit, am ajuns la spital. Acolo am început să văd și problemele celui care mă ducea cu targa și problemele celor care erau în spital. Și la un moment dat am început să plâng, pentru că mi-a venit mesajul lui Iisus: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. De fapt, oamenii, iartă-i pe oameni pentru că se îmbolnăvesc singuri. Aleg să se îmbolnăvească singuri, somatizând tot felul de emoții. Corect. Și se ajunge la etc. Trăind asta, s-a declanșat clar viziune extrem de puternică, iar timp de 2 săptămâni am stat izolat. Primele 2 săptămâni fără televizor, fără nimic, până am văzut și o ieșire în stradă din piața universității, din piața Victoriei, care s-a petrecut după aproape un an, dar eu o vedeam de dinainte. După care au început pas cu pas alte și alte conștientizări. Am început să scriu, voiam să scot o carte vis-a-vis de asta, este scris, doar că am lăsat timpul să treacă, probabil o să... Când devine momentul. Da. Și îmi dau seama de ce nu i-a venit momentul, pentru că practic ea a fost scrisă atunci. Proaspăt. Doar e necesar să fie mai șlefuită. De ce? Pentru că inițial poți să spui, da, bun, am fost în fața lui Dumnezeu, ce mai trebuie să fac? Le știu pe toate. Uite că nu e chiar așa. Le știi pe toate,
Însă Dumnezeu are atâtea să-ți ofere. Iar Dumnezeu mi-a oferit pe parcurs să înțeleg foarte multe. Printre altele, să înțeleg și propria energie. Propria energie care am făcut cunoștință cu ea prin anumite tehnici care au la bază yoga. Deci, de fapt, așa, din acel moment, să zic așa, s-au accelerat căutările tale spre cealaltă zonă, să zic așa. Nu doar că s-au accelerat, au dispărut aproape toți oamenii cu care eram atunci. Așa. Aproape toți au dispărut, pur și simplu. Nu mai eram în rezonanță deloc. La un moment dat eram etichetat ca puțin plecat. Așa, puțin plecat, corect. Păi na, ce să facem? Trebuie să existe și din ăștia. Da. Așa. Și te-ai dus în căutări spre yoga, da, spre energii. A fost foarte frumos pentru că nu totul este întâmplător. Eu de vreo 2-3 ori pe an mă consult cu unul dintre cei mai buni astrologi pe care i-are România și Europa, care din fericire se află la noi, la Cluj. Și am făcut multe ședințe cu el, înțelegând multe nuanțe. După care am trecut să fac o astrogramă de 3 ore cu o persoană care a și plecat în acest an, s-a dus sus, care făcea astrograma karmică și mi-a făcut o astrogramă karmică în care mi-a spus că eu sunt un suflet venit cu 8.000 de ani înainte de Hristos. Și mi-a spus pe etape ceea ce am trăit. Am ajuns la momentul Egipt. Horus, așa. Isis. Da. În care eu eram unul dintre cei care practica în templele lor acele ritualuri, acele inițieri de sublimare și transmutare a energiilor, care ele au fost cunoscute de Fecioara Maria și de Maria Magdalena. Unde Maria Magdalena, având o relație cu Iisus, acolo s-au petrecut, dar că e o altă discuție aici. Însă ei, ceea ce au manifestat Iisus cu Fecioara Maria, a fost acel eros pur, care cam mulți la acel moment îl practicau. Iar în zilele noastre este un pic... așa a venit de pe... mai deformată imagine. Da. Iar cuvântul sex este un cuvânt cu o încărcare energetică nu tocmai plăcută, să știi. Are niște energii foarte grosiere. Nu mai există amor, nu mai există... Iar cei care scriu acum așa cărți frumoase, cum e David de Ida, a fost necesar să treacă în cărți acel sex pentru a fi cumva aproape de cei care, de o majoritate. E, de ce spun toate astea? Pentru că eu am făcut cunoștință cu toate aceste aspecte prin multă muncă, prin multă dorință de a cunoaște. Și nu doar a face yoga, a face niște asane. Asta este un aspect de suprafață. A face niște asane. Pot să fac această asană? Nu. Este vorba de a te duce în tine, de a te a reuși să te interiorizezi. Interiorizându-te, îți manifesti fiecare asană. Doar că fiecare asană cumva are un rol foarte frumos de a declanșa
energiile. Și acum noi putem vorbi de cele 7 chakre, care pe lângă cele 7 chakre mai sunt încă alte, fiecare chakra mai are încă câte 2 chakre. Dar, vezi, necunoscând de fapt aceste energii, manifestarea lor în ființa ta, nu ai cum să-ți dorești să manifesti un amor sacru, a te duce. Pentru că noi ne-am obișnuit, omenirea s-a obișnuit să meargă pe o direcție de bărbatul să elimine energia, eliminând energia, de fapt, îmbătrânește mai repede, înțelege mai puțin, înțelege tot mai puțin din ceea ce se petrece și se dezintegrează ușor, ușor. Atât bărbatul, cât și femeia, de fapt. Ajungând să reușești să-ți păstrezi sublimarea și a o duce la Dumnezeu, pentru că te duci. Eu personal am trăit asta. De fapt, de a folosi ca și o formă de conectare. Exact. Ajungând să te conectezi, tu de fapt ajungi să fii, și spun aici din propria experiență ce am trăit, am ajuns din nou la Dumnezeu, într-un mod foarte ușor, după sublimarea energiilor, pentru că energiile sexuale sunt una din cele mai puternice energii care există. Da. Ajungând la Dumnezeu, Dumnezeu m-a așteptat cu următorul mesaj. Mi-a fost dor să vii să mă îmbrățișezi. Ha! Serios? Da. Acum, probabil că cei care se uită la noi o să spună: oh my God, cine e ăsta? Ce ne spune aici? Asta aș fi spus și eu. Da. Chiar aș fi spus și eu. Despre tine? Despre mine. Înainte de 2012. Da. Dacă m-aș fi văzut pe mine undeva la Raico, ce e cu ăsta? Dar dacă studiezi mai mult și îți dorești asta, o să constați că propriile noastre energii sunt extraordinare. Da. Și atunci mi-am propus așa: este necesar, este necesar să transmit lumii și acest aspect, pentru că și mai ales bărbații, să știi, sunt refractari, sunt extrem de refractari. Păi, la... ține de educație. Știi, este un subiect care și din punct de vedere educațional este tabu, adică nu avem educație pe zona asta și dacă există vorbesc de lumea occidentală, în primul rând. Educația este destul de trunchiată, destul de... nu este completă de niciun fel, știi? Și... Avem convingeri, de fapt, despre ce este asta, cred că total eronate. Poate nu chiar total, dar destul de eronate, pentru că lipsește și comunicare. Știi, și chiar vorbeai despre sex ca și cuvânt brut. Este o formă de energie brută, pentru că de aceea cred că oamenii fac, și mai ales femeile fac, diferența între a face sex sau a face dragoste. Când spui a face dragoste, e cu totul altceva. Dar poți să le și combini și una și pe cealaltă ca să le armonizezi cumva. Dar asta este ceea ce nu învățăm. Din păcate, știi? Da. Nu învățăm, ci trebuie să trecem unii ca tine, să treacă prin diverse experiențe ca să ajungă în zona asta sau pur și simplu să fii curios și să te întrebi, bă, dar totuși, știi că din păcate... singura educație care o primim este cea verbală sau non-verbală, știi? Între băieți, când suntem mici, avem niște taloane, exact, ce ar însemna și ce ar fi să fii mascul, de fapt, pentru că este expresia masculinității.
pe de o parte. Pe de altă parte, cred că și femeile au parte de același tip de informație și ceea ce am constatat și constat este că există, de fapt, o lipsă de comunicare foarte mare între cele două sexe și de înțelegere. Și rezultatul este acea energie, acel moment care poate să dureze și foarte mult, da? Pentru că asta știm din tradițiile estice, care generează niște trăiri și niște energii formidabile. Dar pentru asta e necesar să dai la o parte convingerile tale, să dai la o parte orgoliu, și masculin și feminin, și să fii deschis să descoperi de fapt o altă lume. Și să zici, ok, deci nu despre asta este vorba. Exact. Și cum transmiți tu informația? Adică, acum suntem 2023, cum pui în practică toate acestea ca să informezi lumea despre experiența ta, despre concluziile tale și despre ceea ce acum ți este menirea, hai să-i spun așa. Îmi doresc să-mi păstrez și business-ul. Corect. Însă, în paralel, îmi doresc în a veni în întâmpinarea oamenilor, în a cunoaște, nu știu cum, așa. Probabil că Dumnezeu va face de așa natură să mergem spre, pentru că și în spatele meu există o echipă de oameni care au adunat informații atât de multe încât cel puțin 15-20 de ani, să nu spun mai mult, am putea să predăm în continuu. Da. În continuu. De ce? Poți să și grăbești. Grăbind totul. Da. Am grăbit pentru că mi s-a dat voie să se petreacă asta. Și poți să ajungi în timp scurt. Adică dacă un bărbat vine sau o femeie sau amândoi, este necesar să vină amândoi, ne dorim acum să deschidem tocmai ce am pus bazele cursului de yoga, în care vrem să manifestăm tantra albă. Există tantra albă, tantra gri și tantra neagră. Tantra neagră și alb și gri, deci tantra neagră și gri sunt cele care mai acceptă acea ejacularea bărbatului și a pierderii energiei feminine. Însă acolo se merge mult pe acum aia o avem nevoie pentru reproducție. Atât. Știi? Dumnezeu ne-a dat-o pentru atât. Știi. Da. În rest ne-a dat-o pentru... Perpetuăm specia, de fapt. Exact. Cu care sunt total de acord. O încurajez. Tocmai de asta venim și în întâmpinarea copiilor. Am început program de yoga pentru copii, în care am avut o surpriză fantastică, făcând una din tehnicile pe care noi le mai abordăm, cu lumânarea, o lumânare, da? Flacăra de la lumânare. Te uiți doar în flacăra de la lumânare. Așa. Și le-am dat la toți copiii să se uite. Așa. Și unul dintre ei atât de mult s-a dus, încât colegii lui îl trăceau de mână. Filip, el nimic. M-am dus spre el, pentru că este necesar să te duci cu blândețe spre el. Și la un moment dat a reușit să stingă acea lumânare, să revină aparent, pentru că de fapt surpriza ne-a fost că el nu a revenit. După aceea l-am pus în postura de relaxare și stătea cu lumânarea stinsă, se uita la ea, în foarte interiorizat, și a rămas acolo. Iar părinții au zis, vrem și noi. Vrem și noi. Bun, se poate face. Și am gândit-o așa.
este necesar ca și părinții și copiii să se armonizeze, pentru că... Să fie echipă. O, da. Să fie echipă. Pentru că asta este ceea ce facem și noi la cursuri, știi? Dacă vine copilul pentru prima dată la un curs și părinții nu știu, îi îndrumăm, veniți și voi ca să știți despre ce este vorba, exact. Ce face copilul. Da, la noi, de exemplu, tehnici de memorare. Ca să înțeleagă părinții că, ok, el este deștept, are niște tehnici, dar el are nevoie de susținerea ta. Și atunci e nevoie și tu să înveți, să știi despre ce este vorba, ca să știi să susții procesul. Că altfel vine, știi, ca și la voi, vine la curs, a făcut, s-a focusat pe cum lumânare și... Gata. Și gata. Și asta este. Exact. De ce? Pentru că ajunge în mediu care în sensul nu susține, pentru că nu cunoaște, nu știe. Exact. Spunem, pentru că uite că timpul trece foarte repede. Știi, întrebarea podcastului este: de ce faci excelent de bine? Pentru că m-am transformat. Uh-huh. Pentru că am reușit să mă cunosc mai bine. Uh-huh. Pentru că nu am rămas acolo unde am fost odată, dar a fost foarte frumos. Corect. A fost foarte frumos pentru că mi-a dat posibilitatea să renasc, să vin precum, precum nufărul. Știi? Așa. Da, super, super. Precum nufărul din noroi, din... Așa. Exact, exact. Așa, așa, așa vii. Iar lucrând cu tine, te deschizi. Acum nu vreau să se înțeleagă că sunt un... guru sau... Nu vreau să mă declar așa, nu vreau să... Doar că vreau să rămân pe, pe un aspect cât se poate de modest și să, să pot să fac excelent de bine în continuare și să poată spune și cel care, bărbatul, femeia, copilul care va veni înspre noi, să poată spune același lucru. Pentru că doar a face o asană este până la urmă floare la ureche. Dacă faci, dacă te duci în tine, este cu totul altceva. Și tu oferi această cale de a te... Una, adică tu ești dintre multe căi cu care să te duci spre tine, tu oferi această posibilitate ca și urmare a acestei experiențe foarte interesante. Nu știu dacă a fost moarte clinică sau ce a fost, dar a fost o călătorie foarte frumoasă. Adică frumoasă acum, știi? Exact. N-aș vrea să o trăiesc eu sau să fiu în locul tău, dar nu știi niciodată ce se va întâmpla și cum se va întâmpla. Ce le-ai recomandat oamenilor acum așa proaspăt, la început de an proaspăt, să înceapă să facă sau să practice sau să introducă în viața lor astfel încât să pășească pe acest drum excelent de bine? Pentru că ne-ai dat niște lecții frumoase care tu le-ai primit și care într-adevăr se repetă foarte mult în viață, știi, cu iubire necondiționată, cu toate astea, dar hai să vedem, știi, mulți spun, dar practică, știi, teoria și diferența între teorie și practică. Exact. Vezi, Raico, eu tot timpul am fost un susținător din umbră al mesajelor tale și te-am apreciat tot timpul pentru ceea ce tu ai transmis și asta îmi doresc să transmit, printre altele, și celor care încep și se uită la podcastul tău, în noul an să-și propună, să-și aleagă cuvintele, să ne propunem cu toții, pentru că nu înseamnă că eu nu am nevoie de asta. Toți avem. Să ne dăm posibilitatea să fim în permanență. Vezi, paharul acesta este aproape plin. Al tău este aproape gol. Îmi place să fiu un pahar aproape gol, să nu fiu niciodată plin, pentru a fi în permanență, cu a primi, a primi informații, dar a primi informații frumoase, pentru că apa este, iar noi suntem
preponderent apă, da? Majoritar suntem apă. Da. Noi când transmitem mesaje, și asta tu ai spus-o de nenumărate ori, probabil deja e plictisitor ce spun, dar... Știi cum e? Repetitio mater studiorum est, așa că repetarea este mama învățăturii și eu cred că nu e niciodată... adică întotdeauna merită repetat. Atunci să o repetăm. Exact. Să începem așa. Să folosim mesaje, să folosim cuvinte frumoase, pozitive. Tocmai ce am fost la un la o mișcare ce se numește spirituală, în care cel care era speaker acolo folosea niște cuvinte wow. Adică nu avea nicio legătură cu ceea ce se petrecea, știi? La fel cum cei care vorbesc despre business și spun că ei sunt CEO-uri, CEO, dar de fapt nu se petrece asta. Să fim umili, să fim buni cu noi, într-adevăr, și să dăm posibilitatea ca Dumnezeu să vină spre noi. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să vină spre noi, pentru că Dumnezeu așteaptă să fie îmbrățișat de noi. Dar cum poți să-L îmbrățișezi pe Dumnezeu dacă tu vii doar cu mesaje și spun asta că eu am fost interpret de muzică hip-hop, da? Nu vrei să știi ce mesaje dădeam acolo, cât de explicite erau. Da, da. Adică eu pot să fac comparație cu mine. Da, da. Făceau parte din aceeași lume, dar știi, e capul și pajura unei fise. Exact. E capul și pajura unei fise. Îți mulțumesc foarte mult pentru și eu îți mulțumesc, faptul că ai venit și ne-ai împărtășit experiența ta și, să zic așa, o parte din lecțiile tale. Care ar fi multe de spus. O, ar fi cu siguranță, dar sunt convins că o să mai povestim și o să aibă parte și cei care ne urmăresc de mai multe informații. Cu mare drag, oricând. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi, unde trecem printr-o altă lecție, printr-o altă experiență foarte interesantă pe de altă parte, și cred că merităm toți să ne exprimăm dragostea chiar cu adevărat necondiționată, chiar dacă sărbătorile astea trec. Îmi doresc de fapt și doresc tuturor să poarte această energie, această senzație de sărbătoare în fiecare zi pe parcursul anului, care într-adevăr este în primul rând această dragoste. Vă mulțumesc și cu multă dragoste vă aștept și săptămâna viitoare la următorul episod al podcastului Excelent de Bine.